Hăinuță croșetată perla. Uitați cât de drăguță și cât e de frumoasă această mică hăinuță a lui Perla și puteți să o adaptăm și la alte păpuși care să aibă 40 de centimetri de înălțime, da? Este foarte, foarte drăguță, foarte ușor de croșetat pentru toate începătoarele. Acum mergem într-un tutorial pas cu pas să o croșetăm. Are plii. Da? Iar la ea avem nevoie de 100 de grame de fier și ceva. Mie atâta mi-a intrat aici. Croșet numărul 2 și două perluțe care să aibă gaura mare să putem să intre acu să le coasem. Hai la lucru! Am firul Peria XL care în 50 de grame are 110 metri. Și pentru că toată păpușa am lucrat-o cu croșetul 2 și de data aceasta tot cu croșetul 2. Pentru cine este prima dată pe canalul meu, avem un dicționar cu câteva semne. O, L, ochi de lanț, P, S, piciorul scurt, N, M, înmulțire. Sunt două piciorușe scurte în același loc. Și în acest caz la hăinuță avem și înmulțire 3, înmulțire de 3 piciorușe scurte în același loc. Și PA, piciorul alunecat. La primul rând avem 31 de ochiuri de lanț pe care vom lucra 30 de piciorușe scurte. Ața așa o dau pe deget, că o tensionez de aici mai ușor și fac prima dată un laț simplu și primul ochi de lanț. Foarte, foarte ușor. Dau ață după croșet și mai scot și al doilea ochi de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ne întoarcem pe el și vom lucra 30 de piciorușe scurte. Acesta este ochiul de lanț de la baza gâtului, a gulerului. Da? Și ăsta este primul ochi de lanț, ăsta este al doilea, de aici. Intrăm, luăm ață după croșet, scoatem o dată și acum scoatem amândouă buclele. Și acesta este primul ochi de lanț. Nu contează ce fel de piciorușe facem, ori în X, ori în V. Aici îmi vin în V pentru că e mai ușor. Da? Deci intrăm pe o buclă din următorul ochi de lanț. Asta este al treilea. Scoatem o dată și acum scoatem cele două bucle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Și pe ultimul ochi, 30. Da? Avem această fâșie. La rândul 2, un ochi de lanț, întoarcem și vom face 4 piciorușe scurte și o mulțire, repetăm de 6 ori. La final vor fi 36 de piciorușe scurte. Un ochi de lanț
Și ochiul de lanț este doar ca să întoarcem rândul, da? Nu îl considerăm ca picioruș. Și vom începe exact din primul. Da? Deci, 1, 2, 3, 4, înmulțire. În același loc vom mai intra încă o dată, în același picioruș, în al cincilea, da? Și avem o înmulțire, prima. Din nou, 1, 2, 3, 4, în următorul înmulțire. Da? În același loc. Și repetăm încă de 4 ori până la capăt. 1, 2, 3, 4, înmulțire. 1, 2, 3, 4, înmulțire. 1, 2, 3, 4, înmulțire. Și încă o dată, 1, 2, 3, 4. Și în ultimul picioruș, că se vede aici, da? Înmulțire. Ochi de lanț și trecem la rândul 3, unde vom face 36 de piciorușe scurte. Deci ăsta este ochiul de lanț care ne ajută doar să întoarcem rândul și vom începe de aici. Și facem picioruș scurt în picioruș scurt. Da? Ne vedem la capăt. Mai avem încă 3 și asta este 34, 35 și 36. Să se vadă bine unde terminăm rândul. Ok? Bun. Un ochi de lanț, întoarcem rândul. Deci ochiul de lanț l-am făcut și acum avem înmulțire și 5 piciorușe scurte. Repetăm de 6 ori și ajungem la 42 de piciorușe scurte. Rândul 5, picioruș scurt în picioruș scurt. Deci 42 de piciorușe scurte. Deci, din primul acesta, facem așa. 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțire. 1 și al doilea în același loc. Da? Repetăm încă de 5 ori până la capăt. 5 piciorușe scurte înmulțire și încă un rând cu 42. Ne vedem la rândul 6. Așa arată gulerașul nostru la rândul 6, pentru că noi la rândul 4 am avut înmulțiri și aici am terminat cu o mulțire, da? Acum am ajuns la capăt, deci aici este ultimul picioruș, numărul 42. La rândul 6 facem un ochi de lanț, 6 piciorușe scurte, înmulțire, repetăm de 6 ori și la final vor fi 48. Începem un ochi de lanț și acum ne întoarcem exact din primul și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iar aici înmulțire. Da? Repetăm încă de 5 ori până la capăt. 6 piciorușe scurte, înmulțire. Așa arată și al șaselea rând și avem aici 4 piciorușe scurte, 5, 6 și înmulțire. Acum facem 48 de piciorușe alunecate.
și apoi 6 piciorușe alunecate pe lateral. Hai să le facem pe acestea de pe marginea gulerului, da? Că ăsta este finalul de la guler. Întoarcem și vom intra din primul, ca și cum am croșetat piciorușe scurte, dar alunecăm. Deci ochiul care îl luăm în următorul, alunecăm. Să-i facem marginea aceasta frumoasă. Da? Ne vedem la capăt să coborâm cele 6 piciorușe alunecate. Ia uitați ce frumos iese. Și iese marginea la guler mult mai bătută. Uitați ce frumos sunt aceste ochiuri alunecate pe marginea gulerului. Așa este semirotund. Foarte, foarte frumos. Dar să vedeți când îl călcăm, se așează și mai bine. Și hai să terminăm aici împreună cu piciorușele alunecate. Că a fugit un fir de ață. Ia să-l prindem. Așa. Și acum coborăm în jos. Și avem, mergem pe această latură, că iese mai frumos. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Da? Am ajuns exact la final. Ok, aici să ne rămână colț. Vedeți să nu strângeți prea tare aici. Bun. Continuăm după schema. Avem 7 ochiuri de lanț. Ne întoarcem cu 6 piciorușe scurte, apoi 30 de piciorușe scurte inițiale și terminăm cu 7 ochiuri de lanț. Da? Fiind gulerul, noi de aici ne mergem cu hăinuța în jos. Deci, facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și să facem să fie treaba bună, întoarcem ochiurile de lanț și vom lucra 6 piciorușe scurte pe bucla din spate, să ne rămână marginea asta sus frumos. Deci ăsta este primul care îl sărim, că nu putem lucra în el, și vom lua bucla aceasta, a doua. Și mai avem încă 2, 4, 5. Ok. Ia să strângem, că parcă e larg. Să mai luăm o dată. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Da? Acum aici, vedeți că ne-a ieșit foarte frumoasă marginea. Luăm capătul și să-l ascundem, că ne este mai ușor, și să urmărim piciorușele, da? Deci ăsta este primul și înseamnă că aici vom face primul picioruș. Avem buclele de la ochiurile de lanț, da? Și luăm pe fiecare la rând. Să avem 30. 2, 3, 4, da? Ne vedem la capăt. Așa arată și pe dos, așa, și am 28, 29, 30, până la ultimul, da? Uitați ce frumos se așează. Acum terminăm cu 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Trecem la rândul 8. Vom face 6 piciorușe în aceste 7 ochiuri de lanț și continuăm cu celelalte 36. La final vor fi 42. Deci ne întoarcem și vom face aceeași chestie. Pe partea asta, parcă dacă întoarcem, se vede mai bine. Vedeți pe care parte trebuie întoarsă că să se vadă aici mai bine. Și vom face ce am făcut pe cealaltă laterală. Piciorușe scurte. 1. Tot pe bucla din spate lucrăm, da? 2. 3. 4. 5. Și 6. Da, avem bucla aici. Ok. Și acum reluăm piciorușele noastre și vom face celelalte 36 de piciorușe scurte. Da? Ne vedem la capăt. Acum am ajuns la 39, 40, 41, 42. Da, ochi de lanț. Și acum întoarcem rândul și trecem la rândul 9. 2 piciorușe scurte, 2 ochiuri de lanț, sărim 2 piciorușe scurte ca să facem butoniera. Apoi 5 piciorușe scurte și o mulțire de 3 piciorușe scurte în același loc. 3 piciorușe scurte pentru mânecă, o mulțire de 3, apoi 13, iarăși o mulțire de 3. 13 e spatele, da? Apoi încă 3 pentru mânecă, o mulțire și pe partea cealaltă ne rămân 10 pe față, da? Că practic aici la început avem 2, cu 2, 4 și cu 5, 9. Avem 9 piciorușe scurte pe o latură. Pe cealaltă latură avem 10 laturile feței. La final sunt 50 de piciorușe scurte. Deci, hai să ne punem la lucru. Ochi de lanț îl avem. 2 piciorușe scurte. Să strângem aici, să nu fie nici larg, cât să meargă croșetul. 1, 2, 2 ochiuri de lanț, sărim 1, 2 și intrăm în al treilea. Și facem 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțire de 3. 1, 2, 3. Acum, 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Înmulțire de 3. 1. În același loc. Al doilea și al treilea. Acum 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Înmulțire de 3, 1. 2, 3, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, înmulțire de 3, 1, 2, 3. Acum 10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Un ochi de lanț și vedeți cum se formează raglanul, da? Avem aceste patru înmulțiri. Bun. Acum ne întoarcem la rândul 10 și facem 50 de piciorușe scurte. Nu înmulțim, nu scădem. Exact din prim. Suntem către finalul rândului 10 și am ajuns la butonieră și mai aveam de făcut aici un picioruș, iar la butonieră, la aceste două ochiuri de lanț, ca să facem lucrurile să fie frumoase, eu zic să luăm bucla din spate și cele două bucle de deasupra să le lucrăm, ca să iasă cât mai drept. Așa. Să nu se răsucească sau să fie lucrat frumos. Ia uitați. Și ultimile două piciorușe. Da? Un ochi de lanț, întoarcem lucru și la rândul 11 facem 11 piciorușe scurte, înmulțire de 3, 5 pe mânecă, în parte cealaltă 3, pe spate 15, înmulțire de 3, 5 piciorușe scurte, înmulțire de 3. Și vom termina la fel cu 10 piciorușe scurte. La final vom avea 58 de piciorușe scurte, da? Deci, avem 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Practic, pe ochiul din mijloc, din înmulțirea din rândul precedent, așa de dinaintea lui, aici va fi înmulțirea de 3. Da? Deci 1, 2, 3. Acum 5 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5 și înmulțire de 3. 2, în același loc 3. Da? Repetăm pe spate, repetăm 15 piciorușe scurte pe spate, înmulțire, 5 piciorușe scurte, înmulțire. Și terminăm cu 10, cum am spus. Rândul 12, facem 58 de piciorușe scurte. Da? Ne vom vedea la rândul 13. La rândul 13, facem ochiul de lanț, 12 piciorușe scurte, înmulțire de 3, 7 piciorușe scurte la mânecă, înmulțire de 3. 17 pentru spate, înmulțire, 7 pe mânecă, înmulțire și 11 piciorușe scurte pe partea cealaltă. Da? Eu am terminat rândul la 12 așa, dar îl încheiem împreună pentru că marginea poate să fie o problemă pentru câte cineva, da? Și încheiem așa. Întoarcem ochiul de lanț și întoarcem lucru și facem 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tot pe mulțirile noastre. 1, 2,
3, 7 pe mânecă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și înmulțire de 3, 1, 2, 3, da? Continuăm așa și repetăm pe spate 17, 3, 7, 3 și 11. Rândul 14, 66 de picioroșe scurte. Ne vedem la rândul 15. După rândul 14, așa arată hăinuța noastră, da? Și mai avem acum încă un rând cu înmulțiri de 3 și apoi gata. Ok? Deci, rândul 15. Facem un ochi de lanț, 13 picioroșe scurte, înmulțire de 3. Acum 9 vom avea pe mâneci, da? 19 pe spate și 12 pe lateralul celălalt. La final sunt 74. Deci ochiul de lanț, așa, și facem 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Înmulțire de 3. 2, 3. În același loc. Acum 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Înmulțire de 3, 1, 2, 3 în același loc. Da? Și așa se formează mâneca. Continuăm 19 pe spate, înmulțire de 3, 9 pe mânecă, înmulțire de 3 și 12 pe lateral. La final sunt 74. Ne vedem la rândul 16 să pregătim mâneca. La rândul 16 avem 13 piciorușe scurte, 6 ochiuri de lanț și vom sări 13, apoi 21 pe spate, 6 ochiuri de lanț, sărim 13 pentru cealaltă mânică și terminăm pe față cu 14 piciorușe scurte. La final sunt 48 de piciorușe scurte. Hai să-l terminăm pe rândul acesta, așa, ochi de lanț. Și ne întoarcem și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sărim 13, numărăm 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, intrăm în al 14-lea, da? Și lăsăm aici de mânecă. Acum continuăm cu 21 de piciorușe scurte, 6 ochiuri de lanț, la fel sărim 13 și pe față ne rămân 14. Ne vedem la rândul 17. La rândul 17 avem 2 piciorușe scurte și apoi vom face iarăși cealaltă, a doua butonieră. 9 piciorușe scurte, înmulțire. 6 piciorușe scurte în ochiurile de lanț,
înmulțire, da? Pe marginea mânecii, a fiecărei mânecii avem înmulțiri. 19 avem pe spate și terminăm cu 12. La final sunt 64. Deci așa arată spatele și asta e fața. Ok. Micul nostru paltonaș raglan. Și hai să facem împreună. Deci ochiul de lanț, întoarcem lucru și facem două piciorușe scurte. Două ochiuri de lanț, sărim două piciorușe scurte și facem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Înmulțire în ultimul picioruș. Așa. Iar acum pe ochiurile astea facem 6 piciorușe scurte. Aici, indiferent cum luăm buclele, oricum apoi vom lua mâneca. Și nu se va vedea ce rămâne. 3, 4, 5, 6. Și înmulțire. Da? 19 piciorușe scurte, înmulțire, 6 piciorușe scurte, înmulțire și terminăm cu 12. Apoi vom face rândul 18 și 19 cu aceste 64 de piciorușe scurte. Ne vedem la rândul 20. Am lucrat aceste două rânduri, da, cu 64 de piciorușe scurte. La butonieră am făcut așa cum am făcut și la prima butonieră, da, să se vadă frumos. Așa, mânecile, ia să văd, mânecile sunt aici. Apoi, după ce terminăm, vom face și mânecile. Acum, trecem la rândul 20, facem 9 piciorușe scurte, 12 ochiuri de lanț pentru a pregăti plii. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Intrăm în următorul picioruș. Da? Deci noi tot 64 de piciorușe scurte vom avea aici. Vom continua cu 23 de piciorușe scurte până pe mijlocul spatelui. Facem din nou 12 ochiuri de lanț, 23 până în lateralul celălalt și apoi încă 12. Și vom încheia cu 9 piciorușe scurte ca la final. Deci vom avea un pliu, unul pe spate și unul pe lateral. Deci două pe față și unul pe spate. Continuăm și ne vedem la rândul 21. Am terminat rândul. Avem cei 3 plii, unul pe spate și două pe lateral. Acum ne întoarcem la rândul 21 și după ce facem cele 9 piciorușe scurte de pe față, facem 12 piciorușe scurte în ochiurile de lanț pe toate 3 pliile. Și în dreptul mânecilor mai facem două mulțiri. Da? Hai să o luăm pas cu pas. Deci, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9. 12 ochiuri de la piciorușe scurte. Aici la fel vom croșeta cum luăm bucla care ne vine mai ușor, că oricum vine cusut pe interior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da? Acum 9 piciorușe scurte și o mulțire. Să luăm primul, da? Primul picioruș de aici, ca să ne iasă numărul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exact sub mânecă facem această înmulțire. Da? Continuăm. 14 piciorușe scurte, 12 pe ochiurile de lanț, 14, da, sunt cele 14 de pe laterale și sub mânecă cealaltă încă o mulțire. 7 piciorușe scurte, 12 pe ochiurile de lanț și terminăm cu 9. La final avem 102 piciorușe. Da? Deci, după mulțirea asta, facem aici și apoi încă o mulțire sub mâneca cealaltă. În primul rând, o rectificare. Aici sunt 13 piciorușe scurte de la spate până la mânecă, da? Și pe parte și pe alta. Nu are cum să fie 14. Pe al 14-lea este înmulțirea deja. Și acum avem aceste 102 piciorușe scurte. Vom face aceste două rânduri, 22 și 23. Da? Cu pliii noștri frumoși. Hai să-i facem o probă, să vedem cum vine hăinuța noastră. Deci aici vin nasturașii. Așa. Ia uitați ce frumos vine. Ia uitați ce frumos vine. Bun. Hai să trecem acum să o dezbrăcăm. Trecem la rândul 24. Și avem de făcut 24 de piciorușe scurte. Aici am terminat rândul. Atenție să ne iasă rândul drept. Da? Și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Da? Și acum facem înmulțire, 7 piciorușe scurte, înmulțire. Înmulțire, 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Înmulțire. Da? Deci mai avem înmulțiri, două mulțiri în dreptul mânecii aici. Acum continuăm 35 de piciorușe scurte, iarăși înmulțire la mânecă.
7 piciorușe scurte înmulțire și vom termina cu 23 de piciorușe scurte. La final vor fi 106. De la rândul 25 până la rândul 43 vom face aceste 106 piciorușe scurte. După care vom face piciorușe alunecate pe toată circumferința paltonașului, da? Ok, ne vedem la mânecă. Am continuat lucrul la paltonașul nostru și am ajuns la rândul 43 și acum să terminăm efectiv rândul 43 până în margine și acum să facem piciorușe alunecate pe toată marginea, așa cum am făcut la guler. Dacă asta este fața, da, noi trebuie să facem piciorușe alunecate pe față, pe fața lucrului, da? Și vom începe așa. Înseamnă că trebuie să trecem pe partea aceasta, da? Aici și soarele. Și facem piciorușe alunecate. Da? Ok. Continuăm așa. Și așa cum am făcut la guler. Și ne vedem pe margine. Mergem toată partea. Și ne vedem aici să încheiem. Am mers toată marginea. Ia uitați ce frumos iese. Aici la colț să avem grijă să facem perfect pătrat și lucrăm împreună acum să ajungem și la colțul ăsta alt. Deci iau bucla asta din exterior de la un rând și bucla aceasta din interior de la următorul rând. Bucla din exterior și cea din interior. Ia să vedem cum se așează și pe dosul lucrului. Da? La călcat se mai așează. Deci, bucla din exterior. Asta e. S-a dus pe spate aici. Și bucla din interior. Aici, la colț, o luăm pe aceasta. Din extremă, da? Și acum ne întoarcem pe ochiurile de lanț pe care le-am făcut. Așa. Sunt ochiuri care le-am lucrat noi mai strâns și acum tăiem ața, scoatem firul, îl punem în nac ca să fie mai vizibil și mai ușor și să urmărim rândul trecut, da? Dacă el s-a terminat aici, noi să intrăm prin el, în așa fel încât să-i dăm continuitate la rândul nostru de piciorușe alunecate. Ok? Și acum să ascundem firul, îl ascundem pe aici, pe spate. Bun, am terminat aici. O să continuăm separat și pe latura aceasta, da? Pentru că să fie toată marginea făcută. Imediat vă arăt și mâneca, dar vreau să vă arăt să coasem pliii, da?
că aceștia vin întorși pe spatele paltonașului și vin pliați. Așa. Ca la cortina. Da? Și să îi coasem. Dacă facem, scoatem un singur fir de aceeași culoare, cu un ac mai subțire, așa, și mi-au de pe centru pliului. Da? Și acum dau într-o parte și în alta și îl coasem. Bun, hai să trecem la mânecă. Eu deja am făcut una, pentru că e nevoie de un pic de experiență, da? Și am început-o de aici. Acum noi știm că avem, de când am lăsat pentru mânecă, avem aici 13 piciorușe scurte, iar aici avem 6 ochiuri de lanț, da? Acum, noi vom începe de pe mijloc și vom face 3 piciorușe scurte, o mulțire, cele 13, o mulțire și apoi 4 pe celelalte, în așa fel încât să fie 24. Asta înseamnă că avem aici 1, 2, 3, dar intru să agăț firul din spate. Ok? Și îl agăț un ochi de lanț și voi face piciorușe scurte, 1, 2, 3. Am băgat și capătul de ață ca să ne vină curat și frumos totodată. Și înmulțirea o facem pe acest picioruș, da? Care îl avem aici. Este între cele 13 și cele 6 ochiuri de lanț. Noi intrăm un pic în interior, da? Și facem această înmulțire. Acum, hai să numărăm cele 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da? Înainte să coborâm să facem pe cele 4, ia să verificăm ce avem aici. Avem 1, 2, 3. Înseamnă că noi aici trebuie să-l facem și pe al patrulea și acea mulțire, da? Deci le punem aici înmulțirea. Ok. Și acum facem 1. Practic noi am intrat un pic în acel rând. 2, 3, și 4, unde am început noi, ne-am agățat cu firul, da? Și avem 24. Să verificăm și vom urca în continuare, da? Pe primul picioruș. Ok? Și continuăm așa cu aceste 24 de piciorușe scurte. Da? Și vom face până la rândul 20. Da? Sunt 20 de rânduri de 24 de piciorușe scurte. Și vom încheia cu piciorușe alunecate, cum am făcut la această mânecă. Ok? Ne vedem să îmbrăcăm păpușa și cu perlele puse. Da? Am cusut și perluțele și vreau să vedeți cât de frumos vine acest rând de final de
piciorușe alunecate în jur. Perluțele le-am lăsat cu ața puțin mai lungă ca să putem să le trecem pe partea cealaltă, da? Să nu le coaseți chiar strâns. Și la plii vin cusuți foarte bine și trași într-o parte și în alta și cusuți și aici, în felul în care să se unească aceste două părți. Da? Eu l-am călcat și uitați cât de bine arată. Eu vă aștept pe canalul meu MM Miha Crochet să lucrăm împreună și alte tutoriale și mai ales păpușile acestea superbe, dar sunt și multe alte proiecte care sunt organizate în playlisturi pentru cine nu știe, ca să putem să le găsim mai ușor, pentru că sunt de aceeași natură, de păpuși, de genți, de jucării. Și vă aștept și grupul nostru Croșetez Odată cu Tine, să lucrăm împreună. La revedere!